Abandonul școlar reprezintă o problemă pe care învățământul românesc nu reușește să o rezolve. Din cauza sărăciei, unii părinți nu își mai lasă copiii să învețe carte, dar și cei care se înscriu la o facultate o abandonează pentru că nu au suficienți bani. În România, rata abandonului școlar crește de la un an la altul. Dacă în 2008 aproape 1000 de elevi au părăsit băncile școlii, în prezent numărul acestora a depășit 2000. Acestea sunt datele unui studiu care arată că sărăcia este una dintre cauzele principale ale abandonului școlar. Parlamentarii ăștia, câțul ăsta nu le dă, nu s-a interesat de ei, ce să le facă? Nu le, părinții, nu mai vor nici părinții să... Îi vaccinează copiii de 5 ani, de la 11 ani în sus. Nu e posibil așa ceva. Cu școala asta e problema. Mai ales în vremea aceasta a pandemiei. Ce carte mai învață ei? Fac mai mult acasă decât la școală. Nu știu, eu, ai mei, cât nu i-am avut, au fost la școală. Copiii și nepoții. Acum treaba lor să descurce. Din păcate, mulți dintre copiii care trăiesc în sărăcie ajung într-un final să renunțe la școală. În România, învățământul este obligatoriu și gratuit până în clasa 10-a, iar părinții care nu-și trimit copiii la școală pot fi sancționați. Copiii din comunitățile defavorizate pornesc cu stângul primii pași spre educație și un viitor bun, pentru că în drumul lor se ivesc o mulțime de piedici care încep de la părinților și ajung până la o parte dintre dascăli. Părinții, pentru că nu au încredere în șansele lor sau îi vor la muncă, nu la școală, și învățătorii sau profesorii, pentru că nu sunt dispuși să își depășească fișa postului și să îi susțină să doboare greutățile care le ies în cale. Poate status, le dea și lor ceva, să le dea o pensie, le dea ajutoare, nu să dea la țigani ajutoare să procopsească țiganii, de la copiii săraci care mor de foame. Sărăcia din comunitățile defavorizate este o greutate care apasă pe umerii părinților și copiilor, iar nu de puține ori este factorul care duce la abandon școlar.